numai la, nu, deci până la a doua venire sunt uniți împotriva omului ca să-l ucidă și chiar pe cei care îi câștigă și îi fac adepților, îi face să le meargă bine, să spunem popor o vorbă, ci care pe dracu ai văzut cât spor și cât avere adunat, de satana te poate ajuta să te îmbogățești. Sunt atâtea mărturii în vețile sfinților și în învățătura patristică în care satana îți poate fi ajutor la agonisirea celor materiale. Și atunci, satana o să devină dezbinător unul împotriva altuia și o să se închinuie unii pe alții de-abia la apocalipsă, la înfricoșata judecată. Atunci Dumnezeu le va da și acest chin să nu se mai suporte unul cu celălalt. De exemplu, e suficient să vină un drac al ereziei, un drac arhicon, care să-i schimbe învățătura de dreaptă credință și ați văzut cât de des întâlnim această mărturisire. Părinte, când eram ortodox, făceam toate relele. De când m-am dus la adventiști, jehoviști, baptiști sau penticostali, nu mă mai luptă nicio patimă. Cum se explică faptul că nu mai bea, nu mai fumează, nu mai curvește, nu mai fură, nu mai înjură? Satana, după ce i-a cucerit sufletul și i-a cules puterea Harului Duhului Sfânt din el și l-a golit, i-a ridicat toate patimile ca să-l arunce în înșelare, să creadă că el este sporit. Dar patimile s-au ascuns în chip viclean, fiindcă el a pierdut lucrarea Harului Duhului Sfânt. De aceea este și împaterică întâmplare când un ucenic îi spune bătrânului, zice, avo, mă luptă mult curvia. Zice, roagă-te, fiule, roagă-te. La care vine noaptea satana și îi spune, zice, eu te învăț cum să scapi. Arunci icoana născătoare de Dumnezeu din chilie și nu te voi mai lupta niciodată. Ăla mai s-o facă. Dar totuși satana șiret că se temea de lucrarea lui Dumnezeu și de darul Dumnezeu, a spus, vin totuși mâine să te întreb. Acesta s-a și repezit la bătrânul din pustie și i-a spus, uite ce mi-a zis satana, că dacă arunc icoana născătoare Dumnezeu din chilie, nu mă va mai lupta cu războiul trupesc. La care bătrânul îi spune așa, ține minte, fiule, când va veni satana, să-i spui așa, că dorești să curvești cu toată Alexandria, dar să nu te repezi de izbăvitoarea noastră născătoare de Dumnezeu. Și să vezi ce-ți va răspunde și vii și-mi spui. Când a venit satana a doua zi după răspuns, l-a întrebat, ei, fiule, te-ai hotărât, arunci femeia aia din perete de acolo? Și a spus, nu, diavole, mi-am ales să curvesc cu toată Alexandria, cu toată cetatea de femei, dar să nu mă lepă de izbăvitoarea noastră născătoare Dumnezeu. Nemernicule, asta nu-i mintea ta, ia spurcatul ăla din deal, de la pustie. De satana știa de unde a venit învățătura, pentru că își cunoștea și discipulul pe care îl ispitea cât de prost și de slab era pregătit duhovnicește. Asta e lucrarea lui. Biserica nu învață niciodată că femeia ar fi cu ceva mai prejos decât bărbat, decât Adam. Drept dovadă că ridicarea omului căzut a venit prin femeie. Se pune des întrebarea de ce femeia nu are voie să intre în Sfântul Altar. Și eu personal vin cu replica, cât este de mare o femeie care naște un viitor slujitor al Sfântului Altar. Cu ce este bărbatul mai mare decât femeia, dacă femeia dă naștere la asemenea slujitori, la oameni care îl coboară pe Dumnezeu din cer, la oameni care îl aduc și îl dau celorlalți pe Hristos din Sfântul Potir. Deci femeia nu este cu nimic mai prejos decât Adam, este încărcată cu aceleași harisme ca și cel din tâi om creat de Dumnezeu, doar că Dumnezeu a rânduit prin legile sale ca femeia să fie supusă bărbatului, nu datorită faptului că el ar fi mai puternic și mai dotat cu ceva, ci pentru ca în acest univers să fie o ordine. Ordinea impusă de Dumnezeu, rânduită de Dumnezeu, nu impusă, s-a regăsit și în această supunere a femeii față de bărbat. Nu credem că Eva are o parte de vină în alegerea de a mânca prima din pomul oprit, ci considerăm că Adam era, pentru simplul fapt că Adam era singurul care vorbea în mod direct cu Dumnezeu, iar Eva
lua cunoștință de aceste discuții consultându-l pe Adam, credem că vrăjmașul, văzând treaba aceasta, a îndrăznit să o ispitească pe Eva, văzând că ea nu are o comunicare directă cu Dumnezeu, ci indirectă prin intermediul lui Adam. Și așa se explică această cădere adamică prin intermediul Evei, dar nu că ea ar fi un rebut, Doamne ferește.